Acțiunea ca în filme a polițiștilor rutieri din Brașov, un echipaj aflat în serviciu a efectuat semnalele regulamentare de oprire în cazul unui bărbat care conducea un autovehicul pe bulevardul Gării, dar șoferul nu a oprit pentru control. Mai mult, a apăsat mai tare pedala de accelerație. În aceste condiții, polițiștii au pornit în urmărirea mașinii. Volkswagen. După o cursă în viteză pe mai multe străzi din Brașov, conducătorul auto a fost încătușat. Potrivit polițiștilor, șoferul de 34 de ani urcase băut la volan. Avea 0,55 mg pe litru alcool pur în aerul expirat. În consecință, a fost condus la o unitate medicală autorizată pentru recoltarea de probe biologice în vederea stabilirii cu exactitatea alcoolemiei. Polițiștii brașoveni i-au deschis dosar de cercetare penală. Secția pentru Procurorii a Consiliului Superior al Magistraturii a solicitat președintelui României, Klaus Iohannis, eliberarea din funcția de procuror al DIICOT Brașov a lui Cătălin Borcoman, după ce acesta din urmă a fost ales pentru a face parte din parchetul european condus de Laura Codruța Chioveși. Klaus Iohannis a fost de acord și astfel a semnat decretul privind eliberarea din funcția de procuror la DIICOT Brașov a lui Cătălin Borcoman, ca urmare a numirii în funcția de procuror european. Mandatul lui Borcoman va avea o durată de 6 ani și va putea fi prelungit o singură dată cu cel mult 3 ani. Cătălin Borcoman a condus Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism din Brașov între anii 2012-2018. Brașovenii dau dovadă de responsabilitate. Cetățenii sunt de părere că este necesară purtarea măștii și în spațiile aglomerate deschise. Din data de 1 august va fi obligatorie purtarea măștii și în spațiile deschise, precum gări, autogări, pe republici. Ce părere aveți despre această măsură? Da, este o măsură bună. Eu, din partea mea, din punctul meu de vedere, este chiar o măsură bună ca să ne putem proteja mai bine. Că, nu, se circulă chiar pe republici, pe Mureșeni, este circulație mare și este nevoie de această măsură. Știți cumva zonele în care vor fi purtate? Peste tot, am înțeles. Și afară, pe stradă, oriunde te duci. Credeți că este o măsură bună? Foarte bună. Asta e părerea mea. E cel mai bine. Vor trebui purtate în gări, autogări, pe republici. Fluxul este destul de mare acolo, nu? Da. E nimic. E puțin incomod, dar ce să facem? Asta este. Mă gândesc în zonele publice, nu? Aglomerate, piețe, gări, centrul orașului. Fluxul de oameni este mare în aceste zone? Este destul de mare și probabil din cauza asta e și așa răspândită boala asta, care nu ne mai ferește. Sperăm că într-o zi trecem peste ea, că nu e bine deloc. Crezi că această măsură va fi respectată de toată lumea sau sunt și oameni care nu? Nu cred că de toată lumea, că din cauza asta am ajuns unde am ajuns. Începând de sâmbătă ora 6, se instituie obligativitatea purtării măștii de protecție în municipiul Brașov, pe arterele pietonale intens frecventate și în alte zone aglomerate astfel. Strada Republicii și Piața Sfatului de luni până vineri între orele 12-23, iar sâmbătă și duminică între orele 10-23. Stațiile RATBV, autogări, stațiile CFR, zonele de îmbarcare și debarcare pentru transport pe cablu, grădina zoologică, toate piețele agroalimentare și târguri. Sunt exceptați de la obligativitatea purtării măștii de protecție copiii cu vârstă mai mică de 5 ani. Turismul din România trece la nivelul următor, abordând o nouă tendință unde camparea în aer liber merge mână în mână cu luxul și confortul. Conceptul de glamping prinde teren în România, însă a apărut pentru prima dată în Marea Britanie. Doi brașoveni care s-au săturat de munca plictisitoare la birou au ales să-și schimbe radical viața și au creat o adevărată oază de liniște în mijlocul orașului. La început am vrut să facem un camping normal, după aceea încet, încet ne-am dat seama că nu o să funcționeze și ne-am lovit de glamping, de glamorous camping și am zis ok, asta este ce vrem noi să facem. Interiorul fiecărui cort arată ca o mini-cameră de hotel. Există un pat mare, electricitate, încălzire, ventilator și prosoape. Pe lângă acestea, fiecare cort dispune de o terasă proprie cu masă și scaune. Cine nu dorește să facă drumeții, ci doar să stea să se odihnească în spațiul special amenajat, există loc de joacă pentru copii, grătar, dar și hamace. Este important de știut că există și un regulament ce trebuie respectat de turiști.
Fiind în oraș, dar și din respect pentru ceilalți, după ora 10 toată lumea este rugată să păstreze liniștea și ca să ne putem relaxa și să ne bucurăm de această atmosferă. Dacă anul trecut majoritatea turiștilor au fost străini, anul acesta românii au fost cei care au vrut să experimenteze noul concept de cazare. Deci harta asta reprezintă țările din care am avut turiști anul trecut. Cum se vede, din 4 luni, în 4 luni am avut turiști din 36 de țări. De pe tot globul, aș putea să zic, începând de la Noua Zeelandă până la Canada, China, Rusia, America de Sud, am avut de peste tot. Pentru turiști există și un grup sanitar, dar și o bucătărie modern decorată. Prețul unei nopți de cazare pentru două persoane este de 165 de lei.